Bună ziua, bun găsit, stimați respectatori, la o nouă emisiune Fotoliul cu Ghimpi. La această oră o avem invitată în studioul Capital TV, aici, într-un studio de televiziune pe bună, la Fotoliul cu Ghimpi, pe doamna Andreea Năica, președinta Partidului Național Liberal, organizația Totești. Bună ziua, bun venit în studioul Capital TV. Bună și bine v-am găsit. Bine că ne-ați găsit. Că mulți ne găsesc mai greu. Prima oară la televizor? Prima oară la televizor. Așa, sperăm că nu și ultima. Sper și eu. Aveți emoții? Puțin. Foarte bine, mă bucur. Ador când invitatul de pe Fotoliu cu Ghimpi are emoții. Noastră ați intrat de puțin timp în politică, știu eu. Așa este. Cred că de ieri sunteți candidată, nu potențială candidată, pentru fotoliu de primar al comunei Totești. Așa este. Din județul Hunedoara. Ce căutați dumneavoastră în politică? De ce ați ales să intrați în politică și de ce vreți să candidați la primărie? Atenție să nu spuneți mesaje electorale, dar vreau să știu de ce o doamnă, apropo, înainte de a spune chestiile astea, spuneți-mi cine sunteți, adică de unde ați apărut din nou Kinder cu surprize, din... Eu am întrebarea asta, de unde a apărut domnul? Știi, a făcut ceva focus pocus, a ieșit Andreea Năica. Cine sunteți dumneavoastră? M-am născut la Târnăveni, așa. Suntem mutați la Hațeg și sunt căsătorită, am doi copii. Și ne-am vreau ajută, să candidez pentru că mă gândesc că totuși ar trebui schimbat ceva în zona noastră și ar trebui adusă o nouă față, să spunem așa, a primăriei, să încercăm să rezolvăm unele probleme. A primăriei sau a comunei? Și a primăriei și a comunei. Bun. Dar dumneavoastră ziceți că v-ați născut la Târnăveni și ați crescut unde? La Hațeg sau la Totești? Suntem mutați la Totești. Mutați la Totești. Am copilărit la Târnăveni, la bunici, că acolo erau, acolo locuiau bunicii din partea mamei și acolo mergeam în vacanțe și în rest la Hațeg. Bun. Și cam cât timp ați petrecut prin Totești? Suntem din 2005. Deci e ceva, vreo 15 ani. Da. Până la urmă se practică în modul asta în care vin viniturile, cum viniturile, le spune, da. Unii. Unii oameni care au ajuns din vinituri să conducă destinele unor localități, unor comune, chiar au făcut câte ceva pentru ele. Ce meserie aveți? Ce studii aveți? Ce vă recomandă pe dumneavoastră pentru funcția de primar? Am terminat facultatea de economie și marketing și acum sunt operator la calculator la o firmă de curierat. Am înțeles. Bun. Și așa, direct la primărie? Direct la primărie. Păi de ce? Să încercăm să rezolvăm anumite probleme, să aducem suflu nou și tânăr în comună, să încercăm să aducem înapoi tinerii să poată să facă ceva și ei în zonă. Și de ce nu? Vorbiți-mi puțin despre comuna Totești, dacă se poate. Adică aș vrea să știu, iată, campania electorală bate la ușă, nu o să vorbim acum despre proiecte și despre ce v-ați propus dumneavoastră să faceți din postura de potențial primar, că odată ce sunteți candidată, mă gândesc că aveți șanse la primărie sau vă doriți, chiar vă doriți să ajungeți acolo, nu? Da, așa este. Eu am să vă spun un lucru care mi-a ajuns la ureche și este unul din motivele pentru care v-am invitat. Eu îl cunosc și pe actualul primar al comunei Totești, pe domnul Tiberiu Pasconi. Nu vreau să-i comentez activitatea domnului primar, că nu e rolul meu în emisiunea asta. Dar dumneavoastră veniți din partea celuilalt partid. În momentul ăsta, Tiberiu Pasconi e primar PSD, dumneavoastră sunteți candidat PNL. Da. Există un război crâncen între PNL și PSD în județul Hunedoara, cel puțin pe față și cel puțin la moment de moment și la nivel de declarații. Eu am auzit că la Totești faceți blat. Da. Am auzit postări pe Facebook.
Da, am aflat întâmplător de blatul respectiv. Vorbind cu sătenii, am mers la cineva și m-a întrebat direct pe față. Eu nu o să vin să te votez și nu o să te susțin și așa, pentru că am auzit că ai făcut blat cu domnul primar, că voi sunteți singurii candidați și atunci s-a făcut un blat. Nu, nu este adevărat. Știu să fac doar blaturi de prăjituri și de pizza. Da. Blaturi de... Asta a fost bună. Așa. Blaturi cu domnul primar nu am să fac niciodată. Totul este pe bune și sper să avem o campanie normală și sănătoasă, să zic așa, fără atacuri la persoană și fără tertipuri, pentru că nu este nici genul meu și nu cred că este oportun. Deci cum vedeți dumneavoastră campania asta electorală care, iată, bate la ușă? Mi-ați spus deja că sperați să aveți o campanie normală fără atacuri la persoană și tertipuri. Ce înseamnă asta? Păi, în primul rând, nu vreau să se ia de familie. Păi nu cred că este în caracter domnului Pasconin. Sper. Așa. Oricum, în ce sens? Nu ar, nu știu, să dea în membrii familiei sau să se ia de, că de copii. Gen, prin afirmații? Da, da, prin afirmații. Sper cred, să nu. Sper. Așa. No, și eu sper totuși să fie, eu n-am să fac chestia asta, vreau, chiar vreau o campanie normală și vreau o campanie neagresivă. Am să merg în campanie frumos. Cine mă primește, mă primește. Cine nu mă primește, nu mă primește. Dar ce, există și varianta să mă primească cineva? Da, eu totuși consider că este, pentru că este primar de mult timp și are o anumită putere asupra comunității. Ce fel de putere? A ajutat multă lume și multă lume se simte datoare. Da, multora le este un pic frică să vină lângă mine sau să-mi arate susținerea, să spun. Păi mă surprindeți acum că dacă ajut pe cineva, nu cred că pe urmă mi-ar fi frică să vorbesc cu altcineva. Sincer, suntem în 2020, nu cred lucrul ăsta. Da. Dacă dumneavoastră îl simțiți, asta e partea a doua, dar o să-mi povestiți probabil... Sper să simt doar eu chestia asta, să nu fie adevărat. Poate e hopul de început, probabil, doamna sper. Andreea, și poate e reticența oamenilor față de nou. Da. Tocmai de asta eu v-am întrebat de unde ți-a apărut și dacă faceți blat acolo. Nu, nu fac blat. Da, nu sunteți niciun candidat de formă pus doar de PNL, mă gândesc. Nu sunt candidat de formă, nu. Nu, sunt candidat pe bune. Adică chiar vă doriți să ajungeți primăriță? Bineînțeles. Și aveți echipă? Am. O echipă mică, dar puternică. Ia, vorbiți-mi puțin despre echipa dumneavoastră, în sensul de cine face parte din ea, ce meserii au, cum credeți că vă vor susține, cât de eu știu, determinați porniți la acest drum. Am din toate păturile sociale, de la șoferi, la ingineri, la profesori, economiști, și eu spun că atâta cât suntem, puțini, dar suntem închegați și ne dorim foarte tare să ajungem la primărie. Ce să faceți acolo? Păi eu primar și restul... Și restul consilier. Da. Bun. Cam câți consilieri locali sperați? Aveți un target? Sperăm la 3. Cel 3? Cel puțin 3. Păi dacă nu am să sperați doar 3 consilieri, înseamnă că nu credeți că o să ieșiți primar. Acum m-ați uimit. Câți consilieri are Totești în 11. Total? 11. Și da. Nu doar 3 din 11. Sperăm la cel puțin 3. A, cel puțin 3. Cel 3. Puțin 3, da. Bun. Îmi spuneați înainte că nu doriți o campanie agresivă. Cum vă veți duce dumneavoastră campania electorală? Adică ce veți face în timpul campaniei electorale? O să mergem din casă în casă, pentru că doar așa avem voie. Și o să vorbim cu fiecare om în parte. Nu prea aveți voie, cred că. Ba da. Aveți voie din casă în casă? Doar din casă în casă, da. Fără adunări, fără... Cu măști, cu alea. Cu măști, cu... Nu știu cum o să-mi vadă fața acum. Da. Eu arătați așa pe...
Da. Da, deci o să mergem din casă în casă, o să vorbim cu fiecare om în parte și o să încercăm să îl convingem că este nevoie de o schimbare și schimbarea aceea sunt eu. Așa, păi și de ce este nevoie de schimbare? Spuneți-mi de ce este nevoie de schimbare, adică de ce? Păi să aducem un... să fie un pic altfel, să fie un pic mai degajată, mai degajat, mai... Ce altfel? Păi înțeleg despre ce e vorba aici, că stă la fotoliu cu ghimpe, adică să o faci... Asta o aud. Deci, doamna Andreea, hai să nu cădem în derizoriu, ca să spun așa, că asta cu să facem o schimbare, pentru mine e Vax Albina. Ideea este să-mi spuneți de ce e nevoie de această schimbare, fără să atacați. Păi domnul primar este deja de foarte mult timp în funcție și a făcut lucruri foarte bune, deci nu contest ceea ce a făcut, doar că totuși este nevoie de mai multe proiecte europene, mai multă implicare, mai mult tineret, să implicăm un pic tineretul în comună, să facem ceva și pentru ei. Și pentru copii, și pentru bătrâni, dacă îi... Să încercăm să integrăm populația în toate proiectele, în proiecte și în ceea ce va urma. Și în decizii. Și în decizii, păi da. Cum? Să o implicați, să faceți adunări, consultări publice, dezbateri, chestii de genul ăsta. Putem. De ce ar mai fi nevoie în comuna Totești? Niște locuri de joacă. E un parc deja în Păclișa. Păi este în Păclișa, dar în Totești, în Rea, în Cârnești, nu sunt copii. Nu știu, sunt? Sunt, cel puțin în Rea este foarte mult tineret. Bun, și... ce ar mai trebui făcut? De ce ar mai fi nevoie? Vorbim de locuri de joacă. Ok, în Reia, da? Ați spus noastră. Nu știu în Cârnești dacă sunt. Este ceva acolo unde este căminul. Așa, foarte bine. Și mai e nevoie? Un pic mai bine pentru organizat. Noastră. Un pic mai bine organizat. Bun, deci locuri de joacă pentru copii, da? De ce ar mai fi nevoie în comună? Comuna e o comună destul de micuță, nu? Da, este. Patru sate. Da. Și, nu știu, apă este? Este, dar tot ne-ar trebui niște canalizări, niște proiecte pentru canalizare trebuie, sigur. Trebuie să facem proiect pentru gaz. Ar fi foarte important pentru comună și pentru oameni. Cred că ar fi mult mai ușor cu gaz decât cu lemne. Da, de ce? În momentul ăsta, cu ce se încălzesc oamenii? Cu lemne. Cu lemne. Cu lemne, da. Și parcă voi aveți conducta de gaz acolo care trece chiar pe lângă voi, nu? Da. Da, e magistrală. Și oamenii ar fi dispuși să renunțe la încălzirea pe lemn și să treacă la încălzirea pe gaz, pentru unii poate ar fi mai costisitor, așa. Este mai util, mai ales pentru oamenii în vârstă, să taie lemnele, să le stivuiască, să le facă focuri, să bage pe foc, cred că ar fi mult mai ușor pentru ei și mai lejer să aibă gaz. Pentru că am și eu acasă bătrâni și le este mult mai ușor cu gaz decât cu lemne. Păi, bun, dar na, asta costă, adică proiectele toate astea o să coste ceva populația, dar mărturisesc că, într-adevăr, sunt de acord cu noastră, e mult mai convenabil din multe, multe puncte de vedere. Bun, gazul ca gazul, apa ca și apa, canalizarea. Ce ar mai trebui? Ar mai trebui, ar mai fi nevoie de ceva? Cum simțiți dumneavoastră, de exemplu, populația comună e îmbătrânită, e... cum e? Da, mulți tineri au plecat pentru că nu au efectiv ce să facă în comună. Dar și populația îmbătrânită am putea să o implicăm cumva în proiecte. Că noi avem o asociație de familie cum e Cămara din Totești și am putea să implicăm mai multe persoane din comună. Că poate vecina are mai multe roșii, poate alt vecin are ardei.
este nevoie. Dumneavoastră îmi vorbiți, de fapt, de Asociația Micilor Producători. Da, da. Dar sunt mulți producători în comuna dumneavoastră? Nu sunt mulți, dar... Care au grădină? Păi bun, toată lumea are grădină. Așa. Acum toată lumea are grădină. Vorbesc că mulți vând și la piață. Exact. Și ce ar putea face asociația asta a micilor producători pentru ei? Pe putem să le adunăm... Ce au surplusuri, pentru că na, fiecare își pune acasă pentru el. Dar poate într-un an se face mai multe roșii la vecina. Așa. Putem să facem ketchup, putem să facem zacuscă, putem să facem... Da, ce bine sună. Da. Și atunci putem să facem o colaborare cu sătenii, pentru că până la urmă asta este la sat. Preocuparea, agricultura. Ah, deci dumneavoastră aveți ceva taină cu pagina aceea, cu Camara din Taine. Da. Ceva legături cu pagina de la Camara din Totești. Da, așa este. Adică ce? Ce e acolo? Adică este o mică asociație de familie. Așa. Unde încercăm în care să... Cine? Din care cine face parte? Eu, mama și sora mea. Așa, deci fetele din familie. Fetele din familie, da. Și acolo încercăm să facem produse eco, fără... Fără ce? Aditiv și fără... Așa, deci tot nimic, ce nimic, este conservant, nimic chestii. Conservant, nimic. Așa. Și sunt produse care se caută. Sunt produse care se caută și produse care... Cred că ăsta este viitorul, până la urmă, a zonei rurale. Uh-huh. Să încercăm să promovăm un pic zona rurală prin altceva. Pentru că suntem o zonă foarte tranzitată de turiști și să încercăm un pic să... Și merge treaba asta, doamna Andreea, cu produsele astea eco, că de obicei astea sunt și scumpe, nu? Sunt scumpe sau sunt accesibile? Eu spun că sunt accesibile. Și ce faceți acolo? Siropul, zacuscă, compoturi? Siropul, dulcețuri, compoturi n-am făcut. Așa. Sosuri. Sosuri? Sosuri, zacuscă. A. Sosul e același, nu e același lucru cu zacusca, nu? Nu. A, sosuri de ce? Sosuri de legume? De, da, de legume, de roșii. Mhm. Pentru mâncare, pentru friptură, pentru supă, ciorbă. Dar cum ne va veni ideea asta? Am vrut să facem altceva. Aha, ca și la primărie, vrem altceva. Vrem altceva și aici am mers. Aici chiar am mers și este cerere destul de mare, nu prea facem față. Eu. Da, și atunci totuși încercăm să mai aducem pe cineva pe lângă noi ca să putem să avem un pic de ajutor. Ce mai aduceți pe cineva? În ce sens? Să mai angajați pe cineva sau să mai vă mai asociați cu cineva? Păi nu, să colaborăm cu sătenii pentru anumite... Poate vecina face zacuscă bună. Uh-huh. Poate cealaltă vecină face un sirop bun. Să încercăm să adunăm toate produsele astea, să le putem valorifica mai departe. Da, e interesant. Și a venit cineva până acum lângă dumneavoastră? Încă nu, cred. Avem din Reia pe cineva, da, și din Totești este cineva. Bravo, mă bucur. Dar știți la ce mă duce pe mine gândul? Acum vă dau o idee, o să-mi dați drepturi de autor. Da. De ce nu faceți, doamnă, o asociație? Sunt asociații, o asociație a femeilor din comuna Totești. Am putea să facem. Nu? În care dumneavoastră, doamnele, vă asociați acolo, faceți, nu știu, un statut al asociației. De obicei, de regulă, nu așa, femeile sunt mai într-un anume fel decât bărbații. Acum, mai spirit, mai hotărâtă câteodată. Vă asociați acolo și faceți tot felul de chestii interesante. V-ați gândit la lucrul ăsta? Ați m-am avea gândit. Cu cine să o faceți? M-am gândit, pentru că mai sunt oameni care poate fac șosete. Așa. Mai sunt care fac goblen, fac alt macrame, fac altceva. Da, și-l fac de plăcere, rămân pe acolo. Exact, și-l fac de plăcere, măcar să valorificăm, să încercăm să valorificăm un pic munca doamnelor. Mm-hmm. Da, sunt multe astfel de doamne în comuna dumneavoastră? Ați reușit să le identificați? N-am reușit încă să le identific, dar cred că dacă... O să încercăm să promovăm acest aspect. Eu spun că o să vină, o să fie interesate doamnele din localitate. Uite, dumneavoastră, din de localitate. Exemplu, sunteți candidat din partea Partidului Național Liberal la primărie. Aveți un coleg de partid care a făcut câteva asociații în comuna sa. Vorbesc de primarul de la Șoimuș, primarul Irinie.
El are acolo și Asociația Femeilor, și Asociația Pensionarilor, merg în excursii pe nu știu unde, tot felul de chestii de genul ăsta. V-ați gândit și la un astfel de lucru? Da. Ați sondat să vedeți, oamenii ar fi interesați? N-am sondat nimic, dar este în proiect. Deci este în proiectul nostru. Da. Și cum credeți că vor fi oamenii din comună? Nu credeți că vor fi reticenți la... Probabil la început vor fi, pentru că este ceva nou și nu cred că sunt obișnuiți cu așa ceva. Dar pe parcurs, cred că o să ne se alăture, chiar dacă nu e, o să ies primar, tot o să se întâmple chestiile astea. Da? Ziceți dumneavoastră? Deci aceste proiecte... Înainte, da, deci aceste proiecte oricum se vor face, că oricum aveam în plan aceste proiecte și oricum am să merg să vorbesc cu lumea pe temele astea. Haideți să vă spun, eu întâmplător cunosc foarte bine comuna dumneavoastră, pentru că am o proprietate chiar într-unul din satele despre care vorbeați. Aveți acolo patru sate cu patru tipuri diferite de oameni. Așa este. Așa absolut. Este. Da. Cei de la Cârnești, din câte știu eu, sunt boemii, intelectualii, sociabili și cei care socializează. Da. Deci dacă te duci în Cârnești seara, să acolo zicem, facem club de literatură. De literatură și club de, nu știu, șah. De ce. De șah. De șah nu, nu cred. Nu. Table atunci. Bun. Jucăm cărți. Ideea e că sunt vreo trei magazine și trei terase și toate sunt pline. Așa este. La Cârnești, la 6:30 dimineața, dacă te duci, oamenii își beau cafeaua pe terasă, nu acasă. Da. Și socializează între ei. Da, așa este. Mergând de la Cârnești la Păclișa, Păclișa e un sat, din punctul meu de vedere, aproape mort, cu ceva copilași care se joacă printr-un parc, dar cu o populație care nu socializează foarte mult între ea. La ora 9 pe stradă, dai butonul, așa este. Toată lumea e în casă, nu știu ce e acolo. Deci, din punctul ăsta de vedere, absolut o diferență extraordinară între Cârnești și Păclișa, deși sunt doar la o aruncătură de băț. La Rea, din nou, în ultima vreme, din câte am observat, există o viață socială ceva mai activă care începe să se dezvolte. Așa este. Foarte multă lume pe stradă, foarte mult tineret. Foarte, foarte mult tineret am văzut pe stradă la Rea. Așa. Iar la Totești, care e situat de o parte și de alta a drumului național, lucrurile stau aproape ca la Păclișa. Așa e. Așa este. Deci aveți două cu două. Cum vă gândiți dumneavoastră, nu știu, oamenii din Totești, de exemplu, socializează cu cei din Cârnești, cei din Cârnești cu cei din Rea? Cred că doar neamurile cu neamurile. Se cunosc între ei, se întâlnesc cu ocazia la diferitor evenimente. Nu prea avem evenimente. A, n-aveți evenimente? Nu prea. Cum n-aveți? Ce avem? Păi nu știu. Păi nu avem, aia zic că nu avem. Aveam Nedeea, doar că nu s-a mai ținut de mult. Bun, nedeile tradiționale. Acele, astea da. Nu se mai țin, da. Numai dar că se mai nu, țin pe unele sate. Se țin, așa este, știu că se țin, dar la noi... Dar nu se mai țin la cămin da, și nu la mai, așa. Era. Bun. Și alte evenimente ce alte n-aveți? Evenimente nu avem. Păi n-aveți, nu știu, ziua comunei Totești, hai că anul ăsta n-a fost, că... Ceva cu oile, cu ziua oierului, ziua, era și ziua comunei. Nu, era festivalul oierilor, dar acolo nu veneau doar cei din zonă, veneau din toate zonele crescătorilor de oieri, de oi. Deci nu veneau doar din... veneau la expoziție, cumva. Fiecare păi să-și etaleze animalele. Normal să vină, când e sărbătoarea satului sau acum, să vină din toate părțile. A, da, alea erau combinate, da. Oile cu cântatul, da, nu? Da. Bun, păi și n-aveți un astfel de eveniment, ziceți dumneavoastră. Credeți că ar putea suporta bugetul comunei un astfel de eveniment sau ar fi foarte scump, oare? Încercăm să rezolvăm. E bun, dar sunteți adeptat la astfel de evenimente? Da. Da, de ce nu? Este un eveniment unde se pot întâlni localnicii. Poți să socializeze, poți să mai schimbe o vorbă între ei.
mai mănâncă ceva, nu, mai ascultă mic, o muzică. Nu, mai o bere? Păi exact, asta de la PNL, ce dați cu micul și cu berea? Nu dăm cu micul și cu berea, n-avem voie. Dar cu ce, cu grătarul și nu cu... Nu dăm cu nimic. Aici nu este vorba de partid. Aici e vorba de încercarea de a aduce oamenii unul lângă altul. Lucru care ziceți noastră că nu se întâmplă. Nu se prea întâmplă. Bun. Despre asta și despre altele vom discuta în partea a doua a emisiunii cu Andreea Neica. Luăm câteva momente de publicitate, după care revenim. Rămâneți cu noi.